Ziua de 1 septembrie are o semnificație profundă pentru jandarmeria română, fiind un moment de aducere aminte și de recunoștință. Este ziua jandarmeriei rurale care sărbătorește 122 de ani de la înființare, prin decretul semnat la 1 septembrie 1893 de regele Carol I, act ce a statuat înființarea acestei instituții. Această sărbătoare de o mare încărcătură emoțională reprezintă un moment ce ne onorează și ne bucură deopotrivă, evocând gloriosul trecut și impresionantul prezent al acestei arme, demonstrând pe toată durata existenței sale un profund atașament față de valorile fundamentale ale națiunii române, jandarmeria rurală, ca de altfel întreaga jandarmerie română, a reușit să-și dobândească un bine meritat loc în conștiința poporului român.